PSD nu va merge cel mai probabil la consultările de la Cotroceni cu o propunere de premier, însă o decizie va fi luată mâine dimineață în Consiliul Politic Național al partidului. PSD nu merge în acest moment cu nicio propunere pentru că vrem să vedem ce vrea președintele în primul rând. Președintele este cel care s-a aflat în spatele cel puțin a unei părți din această criză, cea politică a girat-o până la urmă, girându-l pe Florin Câțu și trebuie să-și refacă guvernarea pentru că acest tip de guvernanță nereușită până acum, cel puțin din perspectiva rezultatelor guvernării, este eroul principal. Analizăm această situație, vom vedea luni dimineață, înainte de a merge la Cotroceni. Avem un birou național, putem să facem și un Consiliu Național dacă este cazul. Dar în acest moment, cred că în această fază nu suntem hotărâți pentru că nu suntem siguri de intenția președintelui, a declarat Vasile Dâncu. Dâncu a explicat că președintele Iohannis a spus că nu va pune niciodată un premier de la PSD și acum dorește refacerea actualei coaliții. PSD nu are cum și nu își permite să voteze un guvern minoritar al PNL, a declarat președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dâncu, menționând că socialdemocrații nu pot să accepte o propunere ca Florin Câțu să fie din nou premier. Nu avem cum, pentru că electoratul nostru este total împotriva acestui gest și electoratul nostru a reacționat foarte bine. În ultima perioadă a acceptat proiectul nostru politic, chiar dacă unii poate ar fi vrut să accelerăm mai tare lupta politică. Deci nu ne putem permite, nu poate hotărâ, noi avem acum o conducere colectivă, nici Marcel Ciolacu, nici noi ceilalți cinci, Comitetul Politic Național, care a format din aproape 100 de oameni, nici noi nu ne putem permite să ne batem joc de electoratul nostru, deci nu putem să votăm un guvern minoritar, a declarat Vasile Dâncu. Întrebat ce va face PSD dacă președintele Klaus Iohannis va veni cu propunerea ca Florin Câțu să fie din nou premier, Dâncu a spus: PSD, am spus-o, avem și o hotărâre a Consiliului Politic, nu are cum să accepte o asemenea propunere, este imposibil, pentru că noi l-am dat cu moțiunea noastră jos pe Cățu. În legătură cu afirmațiile fostului președinte al PSD, Liviu Dragnea, conform cărora l-ar fi amenințat că nu apucă în libertate Crăciunul, președintele Consiliului Național al PSD a răspuns că nu a vorbit cu Dragnea de 3 ani și că nu vorbește ce a trăit în prietenia sa cu Dragnea. Dâncu a precizat că este nedemn din partea lui Dragnea să vorbească astfel despre el.